Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Azi e vineri? Azi e joi. Oh, mă, crezi că e vineri. Oh, mai avem până sâmbătă. Până duminică, pe mine duminică mă interesează. Duminică e de parte. Vreau să fac niște calcule. Am o listă de concurenți. Vreau să-i așez un pic așa pe masa de joc. Cum e? 5-4-2? Cum joci? Da, și vreau să joc 7. Joc 4-2-1. 4-2-1? Da, 4-2-1. Portarul nu se pune. Mamă, ce de paste mâncăm aici. Paste sau tocană? Paste sau tocană? Porc! Paste sau tocană? Ce mai? Ce ai făcut? Nu, trebuie să fie ceva de studenție. Bă, miroseau cărnați ăștia paste carbonara, aș vrea. Mâncarea de studenție, mă. Nici de studenție nu e. Ba da. De unde a ta opuleț? Cine a gătit? Tata. Tati? E bucătar? Da. Da? Și el ca bucătar a venit cu asta? Asta mănânci tu acasă? Nu mănânc numai asta, ne gătește mereu și altceva. Ce? Ne gătește tocăniță, supă, hamburgeri. Oh, bun. Aici apare că ar fi gătit șpic. Nu e șpic. Ba da, cred că s-a chinuit să ardă cărnații, să facă 3 ouă ochi. Un ou? Da, uite ce bine curge. A, uite-vă că e ars. Vezi, ți-am zis, atât de... Ai gătit, mă? Tu ai... Tu... A, crezi că tu ai gătit, băi? Ai, mă, să mănânci. Tu ai gătit, mă? Ia-ți un tacă, mă, ia și tu. Când vă doreați, deci, bă, ia, bă, nu pot să cred că tu n-ai venit niciodată la muș de vită, la ton, la chestia. Ai venit la cartofi și cu ouă. Eu când v-am auzit pe voi că voi asta vreți să vă gătesc. Ia să văd și eu ce vreți să mâncați. Spune, mă, cărnați cu ouă și cartofi. Mamă! Și muș de vită, mă. Cam vremurile alea bune, băi. În Olanda, în Belgia, au cultura asta de a mânca cartofi prăjiți pe stradă. Dar noi, în România, cartoful prăjit cu ouă, ochiuri și cu cârnați și brânză rasă e o chestie care face parte din fiecare casă, indiferent de absolut, nivel, societate, absolut. Adică... Întotdeauna o să ai poftă de cârnați prăjit cartofi. Exact. Ouă, adică se adică, întâmplă. De ce nu s-a gândit nimeni până acum să facă chestia asta așa? Da. De mâncare de stradă. Adică aș transforma chestia asta în mâncare de stradă românească, știi? Deci tu ai gătit, mă? N-a gătit. Acum ce faci? Te duci în spate și fugi repede până acolo? Până votăm noi? Pac, pac, văd. Te-ar surprinde. Da. Să mă mai chemați, mă, când primiți mâncare de asta. Băi, facem echipe. Și le iei pe domnul care e în spate, că e domn, se vede, e mână de bărbat aici. Clar, clar. Ajungi la duel și ai probă de fine dining. Aranjează și aduci mă aminte de Ding Ding Bing Bing că făcea românește? Da, aranjează cârnatul altfel, cartofii altfel, ouă, ochi, îl face și el poșat. Adică scoate el ceva din aia. Hai, ce face? De trecere, că asta e cel mai important. Îl votăm pe studenții noștri? Da, hai să-l votăm. Fii atent, e totuși o emisiune, nu chiar de mâncat așa să mâncăm ca porcei, e de gătit totuși, adică... Hai zi, ce facem? Nu știu. Deci mă simt vinovat acum, ce facem? Păi și eu că am mâncat. Zicem doar că... Doar că să rămână pentru masă. Nu poți să mai mănânci mult. Ce facem? Ai emoții? Da. Nu trebuie să ai emoții. Da, mă, mâncare de bărbat. Ia zi ceva lui ăsta acum. Salut, ia zi, spune-i tu acum că nu-ți place mâncarea. Ați mâncat tot? Nu, dar putem să continuăm nimic. Te rog, te rog. Trebuie să mâncăm tot? Te rog. Neapărat, stai liniștit, adică ia arată în palmă. Nu ai problemă, prietene. Dacă trebuie să mâncăm, mâncăm. Întoarce-te un pic cu spatele. M-a plăcut, nu? Balotează, scărlătescule, că mai avem de filmat. Nu mai poți. Bă, ia și mănâncă, băi. Dar tati face vreun sport, ceva? A făcut. Ce? MMA, box, sambo, mai multe feluri de lupte dure. Cum te numești? Gheorghe Ignaț, din Suceava, vin. A, clară treaba, mănânc tot. Și fost luptător de performanță. A. Luptător luptător de greco. Okay. Și luptător în pușcă. În pușcă? În MMA? În ultimii ani, MMA, da, da. Doamne, n-am mâncat așa cartofi buni în viața mea. Da, să știi și cârnați. Și ouăle? Mamă, ce cârnați buni? Ce mai buni? Așa. Sau? Da. Eu încă mănânc, stai niște, până terminăm. Eu mănânc tot, eu-s băiat cu minte, eu mănânc tot. Ok. Glasul face fițe. Sunt sigur că i-a plăcut și lui. Nu știu ce să zic. Bate bine tati? Mai știe. Mai știe, nu? Fost luptător de performanță. Da.
ceva campionate mondiale, europene? Mi-am de 10 ori campion României, vreo 7-8 ani în lotul olimpic. În MMA sunt neînvins. Foarte tare! Mai că cumva pe final de carieră. De ce? E un sport dur, e un sport cu multe lovituri la cap și am deja 4 prunci, avem 4 copii. Că ajunge cu bătaia. Ajunge cu bătaia. Fiecare pumn în cap se contabilizează acolo și de acum vin ăștia tineri, vin lupii ăștia tineri și nu că n-aș face față, ar mai merge câțiva ani, dar... Cum ai ajuns luptător? Am copilărit în Suceava, am ajuns în Suceava. La 12 ani încep sportul de performanță, intru prin mâna maestrului Valerica Gerasim la lupte greco-romane în Suceava, intru acolo în secție. Când m-a cântărit și m-a măsurat, aveam undeva la vreo, cred că undeva la vreo 100 de kilograme și la 1,80 m, da. O genă de bucovinean, să zic așa, o genă mai sănătoasă. Când m-a văzut că m-a pus pe cântare, a zis, domnule, rămâi aici, eu te scot campion. Și la un an și ceva am ieșit prima dată campion, campionul României, la categoria mea de vârstă și greutate. Au urmat mai mulți ani de sport, de performanță, mai multe titluri, multe competiții naționale, internaționale. La perioada adolescenței, la 17-18 ani, din păcate, și spun din păcate, atras de anumite anturaje, nu la locul lor, am început să iau decizia, iurea... Pentru... Adică ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Știm că sportul de performanță, după anii 90, era foarte prost plătit. Aveam foarte multe medalii, rezultate, dar în contextul în care eu deja eram campion României de foarte multe ori, câștigam atunci la vremea aceea, cred că echivalentul a $50 pe lună. Vedeam lucruri faine la cei din jurul meu, haine faine, mașini faine, scumpe, îmi doream și eu lucrul ăsta. Ei, și am uitat într-un anturaj greșit. Păi și ce ai făcut? Ai bătut? Ai furat? Ai... Nu neapărat, mai degrabă recuperam creanțe, să zic așa. Ok, ei spingi puțin. Având fizicul pe care îl aveam, construit foarte bine sănătos, tânăr, neînfricat, am început să fac lucruri greșite, lucruri duse către, așa, către limita legii și dincolo de ea. Mă rog, viața a mers înainte, sportul a mers înainte, am făcut tranziția către artele marțiale mixte, m-am mutat în Statele Unite, la Arena MMA, un club titrat în San Diego, în California. Am avut șansa să mă antrenesc cu sportivi de valoare acolo, cu frații Nogueira, cu Junior Dos Santos, campion în UFC, ani de zile la Arena. M-au zis și eu de Junior Dos Santos și nu știu nimic despre UFC. UFC-ul e cea mai mare ligă de MMA din lume, cum ar veni Champions League-ul la fotbal. Și ai luptat în UFC? Nu în UFC, în Gladiators Challenge, o ligă mai jos. Am înregistrat 8 victorii, nicio înfrângere până la acest moment și intenționez să-mi păstrez palmaresul cu 0 înfrângeri și probabil că așa va fi din moment ce am hotărât să nu mai intru în cușcă. Practic nu mai am cum să iau bătaie. Am performat și acolo, am practicat sportul de performanță mai departe, m-am prezentat la competiții, la nivel național, am câștigat din nou, însă eram învățat să cheltui sume destul de importante de bani, da? Și un nivel de confort destul de ridicat. Ca să pot să mă întrețin nivelul ăsta de confort, am împins lucrurile și la un moment dat am lucrat ca și gardă de corp pentru diferiți oameni de afaceri, pentru mai multe cluburi. Mi-aduc aminte că câștigam într-o noapte cât câștigam în 6 luni de zile de făcut sport de performanță, într-o singură noapte. Nu sunt lucruri cu care mă laud, nu se înțeleagă greșit. Nu. De fapt, mă rușinesc cu ele. Ca urmare a unor decizii mai puțin înțelepte, în România fiind, aflu că sunt căutat de poliție. Au început să vină facturile din urmă. Chestii care le făcusem cu peste 10 ani, unele dintre ele, au început să vină la ușă. Popoc, nino-nino și am fost arestat la momentul ăla pentru o fraudă bancară, să zic așa, sau ATM fraud, în Australia. Tot cu ceva ani în urmă. Greșeli care mai târziu a trebuit să le plătesc cu câțiva ani din viață pe care a trebuit să-i petrec în penitenciare. Da. Am fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Am fost încarcerat în penitenciarul Botoșani. Mesajul ăla când a apărut? Mesajul ăsta a apărut când toți cei pe care eu îi consideram aproape și prieteni, în momentul în care am început să am probleme, s-au depărtat fără să dea explicații. Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu consideram că am mulți prieteni și mulți apropiați și mă pot baza pe oameni. Și în momentul când am rămas fără sprijinul lor, am căutat un prieten. Am căutat și nimic nu l-am întâmplat, eu nu cred în coincidențe. Am pus mâna pe Biblie și am început și acolo am găsit pe persoana de aici. E real, nu-i doar o poveste. De acolo am început să mă hrănesc și uite, sunt 8 ani de zile de când lucrurile s-au așezat în familia noastră, în primul rând, pentru că la vremea aceea, afară de problemele de arestări și de alte probleme,
eram în divorț cu soția mea, cu Adriana. Acum, felul în care trăim astăzi, pacea, liniștea care e la noi în casă, se datorează 100% lui Dumnezeu. Nu mă feresc să spun asta, știu că nu e un subiect al zilelor noastre. Da, nu prea. Am ajuns în penitenciar o persoană schimbată. Nu mai eram ursul carpatin. Lăsasem haina de urs carpatin la poarta penitenciarului. Pot spune lucrul ăsta cu toată inima. Erau unii gardieni care mă strigau în felul ăsta și am spus: domnule, eu sunt doar Ghiță Ignat. Zic, haina de urs carpatin am lăsat-o la poartă. Nici voi n-ați vrut să o iau cu mine. Nici eu nu mi-am dorit lucrul ăsta, așa că am dezbrăcat haina de urs carpatin și sunt Ghiță Ignat. Un om schimbat, un om transformat de Dumnezeu și uite, am venit să-mi ispășesc pedeapsa pentru lucrurile pe care le-am făcut. Dar ți se spune ursul? Îmi zic oamenii, da. A rămas, da, chestia asta. Vrei să zic o chestie? Uite, e o treabă. Ursul pare așa, un animal feroce. Da. Iartă-mă, poate este super pe mine. Dar mi se pare că poate oi fi fost tu feroce la viața ta, dar mie acum am eman foarte multă sensibilitate. Și e un lucru foarte mișto. Există, să știi. Da. Există și ți-am zis, dacă se întâmplă ceva bun acum și dacă astăzi sunt ăsta care sunt astăzi, datorează... Când ai ieșit din penitenciar, cine era acolo? Era vreo față cunoscută în afară de familie? Familia, atât. Atât, da. Da. Familia și partenerul meu de business. Înainte să ajung în penitenciar, cu un an de zile am început de la zero, de la minus, o afacere cu ambalaje din carton și hârtie pentru zona Horeca, pentru food. Deci tot ce înseamnă... Da, faci cutii, da, de carton, cam nevoie. Da, 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 facem. Mare lanțul de restaurante din România lucrează cu noi. Cum se numește firma? Urspac. Da, Urspac. Urspackaging. Normal. Da. Ursul Carpatin, Urspac. Urspac. Am ieșit din penitenciar, așa cum ziceam, eu am plecat din pușcărie, am ieșit din pușcărie, dar pușcăria de mine încă nu ieșise. M-a marcat oarecum ce am găsit acolo, știi, anii ăștia și cu oamenii cu care am stat. Încă eram în penitenciar când am angajat la firma de acasă primul deținut care urma să-i libereze, coleg de-al meu, și nu avea unde să meargă, știi? Nu era un băiat rău, însă ajungea pe stradă și eventual, probabil, șanse mari să ajungă înapoi în pușcărie. În România se întâmplă un fenomen, se cheamă recidivă. 70-75% statistic vorbind, dintre cei care ies din pușcărie, se întorc în primele 6 luni de zile înapoi. Dar de ce? De ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, după toată experiența pe care am avut-o și tot, e că societatea nu e pregătită să le mai întindă, să le mai dea o șansă. Și apoi, nici măcar prima șansă, sunt unii dintre ei care nu au primit-o. Da? Și fiind acolo, văzând necesitatea asta, am început să vorbesc cu partenerul meu de business. Uite așa am început, cred că au trecut peste 20 de foști deținuți prin fabrica noastră. Vorbim de perioada aia de câteva luni de zile în care ei care unde nevoie să stea, stabilitate, corect, înțelegi? Noi imediat închiriem o cameră, mâncare în frigider, pat, tot și încep munca. Mamă, cât de tare asta! Asta e foarte frumos. Cam 80% dintre ei stabil rămân, își doresc schimbare, își doresc o altă viață, apreciază ajutorul care îl primesc și li se dă oarecare educație financiară pentru că a ieșit un băiat după 16 ani. Mamă, scot, îi dau 500 de lei și zice, nu iau. Nu mă pricep. Dar corect, trimite pe cineva. De întuneric. De 3 ori, zice, s-au schimbat banii de când am intrat eu, zice, trimite pe cineva cu mine să pot să-mi pun în frigider. Și astăzi face treabă mai bună decât șeful lui, să zic, cel care l-a învățat și unul din oamenii de bază. Sunt sigur că dacă nu se petrecea schimbarea asta în viața mea și mesajul ăsta nu era aici pe tricou și probabil că nici eu nu mai eram aici în fața voastră. Poate așa trebuie să fie. Poate așa trebuie să fie. Am luat ce a fost bun și am avut și am totdeauna încercat să fac lucrul ăsta. Eu ce e bun în orice fel de situație. Dar tu de gătit știi să gătești? Adică, până la urmă, cartofi prăjiți cu ouă, ochiuri și cârnați din ăștia am făcea și taică-mea. Da. Când era cam face cam orice cine, știi? Da. Mama a fost bucătăreasă. Da. O viață întreagă. 40 și ceva de ani a fost bucătăreasă. Păi de la 12 ani avea 100 de kg. Mâncai mult și bine. Probabil. Am crescut într-o casă în care s-a gătit bucovinește, să zic așa, puternic. Adică la noi chiar se gătea, se mânca mereu. Mi-aduc aminte că am ajuns în America și aveam vreo 7-8 colegi într-o casă, stăteam undeva în San Diego, chiar pe Pacific Beach acolo și nu înțelegeam eu în 2009 cum oamenii aia pot 3 mese pe zi, în fiecare zi, să mânci în oraș. Era exagerat. Un sandwich nu-și făcea nimeni. Am scos tigăile de pe nale, erau prăfuite și așa. M-am dus, mi-am făcut cumpărături și primul lucru care l-am gătit a fost cartofi prăjiți. Am ras un cheddar cheese peste, am făcut ochiuri cărnați. Foarte tare. Au coborât aia de pe camere că... Mirosea, da. Am început să fac selfie-uri și să trimită pe la prieteni. Ce a făcut românul? Uite-mă ce a făcut ăsta, zice... A venit ursul. A venit ursul, da.
de multe ori m-a scos din încurcătură. Stai liniștit că și noi am mâncat asta. Cam pe toată lumea scos din încurcătură felul ăsta de mâncare. Cu cartofi rujiți, da. Da, da. Da, tu știi să gătești? Sigur că da, sigur. În special mâncare tradițională, tochitură, sarmale, mă bag, deci ce ține din mâncarea tradițională noastră? Da, deși mă, așa cum îți pui o broboană, te așezi la masă și faci sarmale tu. Păi bune, faci sarmale. Da. Ursule, ești primul concurent care ne-a făcut vreodată să mâncăm. Hai mă, că am mai mâncat. Nu. Am mai mâncat, am mâncat, ești primul care a venit cu ideea în cap, întipărită, să ne facă de mâncare să o mâncăm. Ceilalți au venit să se laude cât de bun bucătar sunt ei. Tu n-ai venit să zici, bă, uite, eu sunt ăsta, am farfurie și tu ai nevoie de mine în echipa ta. Nu, tu ai venit să ne faci să mâncăm. Exact. Și eu apreciez asta și spun săruna pentru... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.